Penurie de jucători la antrenamentele echipei CSMS Iași. Tehnicianul Ionuț Chirilă se plânge că nu va putea folosi cei mai în formă fotbaliști la meciul de vineri cu FC Brașov din cauza accidentărilor. Mitici, Mihalache, Ciucur, Wesley, Liviu Mihai, Dobre, Achinsola și Bădic au probleme de sănătate, iar capitanul Olah este suspendat. Orice meci Iașiu poate să-l câștige și o să vedeți că Iașiu o să câștige foarte multe meciuri. Când vom fi în plenitudinea forțelor cu toți jucătorii valizi din punct de vedere fizic. Deci, când voi avea cei 7 jucători de care am nevoie ca aerul, Ciucur, Mihalache, Dobre, refăcuți, nu mai vorbesc de Wesley, după aceea Gomo, Coșereanu, Dima și Melinte, când voi avea acești 8 jucători în plenitudinea forțelor, vom vorbi de consistența jocului și de rezultate pozitive. Partida FC Brașov CSMS Iași este programată vineri de la ora 18:30.